Salutare, dragi telespectatori, și bine v-am găsit! Minunata voastră gazdă de astăzi, Costel Comando, vă urează să aveți o zi de căcat, extraordinar de căcat, 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 căcat. Asta dacă nu apăsați pe butonul de like, desigur, pentru că dacă l-apăsați și facem minim 5.000 de like-uri la acest videoclip, sper să aveți cea mai minunată și frumoasă zi din viața voastră, la fel de minunată ca ochișorii voștri. Iar acum să trecem la comentariul zilei. Dacă o să te întâlnesc vreodată, primul lucru pe care vreau să îl facem e să ne jucăm FNAF și să ne cacam împreună. Curiozitatea mea numărul 1 este, există oare în comentarii cel puțin o singură persoană care să știe cum să scrie și să nu pară că e ultimul robot terminat, obosit de pe planeta Pământ? Atât. Doar atât. Asta e singura mea întrebare. Ah, și era să uit. Dacă vrei și tu să apari aici, știi ce e de făcut. Hai să trecem la videoclip acum. Deci ce avem aici? Photo gallery. Mamă, ce poziști frumoase avem. Wow, ce se întâmplă? Ah! Să-mi bag piciorul. Bă, m-a speriat deja. 749. Trebuie să mă ajute cu ceva chestia asta. Nu știu ce trebuie să intru. Presupun că ăsta e jocul, dar trebuie să mai intru și în alte chestii înainte sau... Oh, ce avem aici? Un puzzle. Gata, l-am făcut. Ia uite ce bine mi-a ieșit. Match all of the shape patterns. Ce se întâmplă dacă le facem pe toate pătrat? Bun, ok, nu, o să ies de aici. Cred că trebuie să intrăm pe Jumping Juan. Ia uite ce joc frumos. Ăsta a dat joc. Dreamer Studio. Jumping Juan. O melodie frumoasă. My name is Julian and I am very happy you are playing with me. Pe ce trebuie să mă, cu ce butoane trebuie să mă joc? Bă, ce vrea băiatul ăsta? Așa, taci, ia uite-l. Ia uite ce îi dau cu el. Hopa. Am double jump. Mamă, dar de, oh, stai, dar de câte ori sare băiatul ăsta? Wow, bro. Bro, nu, nu, nu se poate așa ceva. Zici că mă joc jocuri de când eram mic, din 1932, vara, când m-am născut eu. Help, bro, help. Așa, trebuie să iau stegulețul. Yes, am luat stegulețul, yes. Așa, acum sărim pe din astea întortocheate aici. Bro, nu pot să sar. Așa, am sărit. Am sărit. Oh, am căzut. Bă, am căzut de tot. De ce dracu ești jocul ăsta așa de greu, frate? Oh, doamne, am sărit, am ieșit din ecran. Gata, am luat și stegulețul ăsta. Mamă, ăsta cum e, frate. Eu cred că rămân... Paulo, eu cred că rămân blocat la nivelul ăsta. Opa. Deci când se atinge de cealaltă dungă albastră... Ma... Fut... Ok. Ok. Să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Dar drumul la picioare! Am... Bă, cred că jocul ăsta mă enervează mai tare decât ar fi trebuit să mă enerveze. Și cred că... Să-mi bat. Așa, dă-i. Bro, hai frate că nu e așa greu. Îi alunecă-l ăsta picioarele, asta e problema. Așa. 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 Haide. Haide. Haide că se poate. Și... Este sistem error, mi-a dat blue screen. Dă-te dracu să te duci cu blue screen-ul. Cred că m-am enervat mai tare decât trebuia să mă enervez la jocul ăsta. Și ce, a început iară jocul? Păi cum adică, frate? Mi-a dat blue screen? M-am jucat degeaba? Păi cum adică m-am jucat degeaba, frate? Cum adică m-am jucat degeaba? De ce mi-a dat blue screen? Nu mai merg aplicațiile. Oh, ce cu băiatul ăsta? Uite-l cum iese de aici. Se duce la Iisus Hristos în ceruri. Ia uite-l cum zboară. Ia uite-te la el cum merge. Mi-a zis că a reparat jocul și că l-a făcut și mai bun acum. I do have something to ask. Do you ever wonder if there's an afterlife? It's something I really been thinking about. Well, anyway, let's play the game. Ok, m-a băgat automat în joc cu totul. Mama, acum e și mai greu, e cu mine din astea explozive. Hai să-mi bag piciorul. Ah! Era să-mi cadă mina în cap, ești nebun? Are you insane in the head, bro? Stai, frate! Am reușit! Am dus-o până la final, n-a avut nicio șansă mina asta. Stai așa că aici pun pariu că-mi cade o mină de asta, mi explodează tot capul. Ah! Mi-a explodat capul cu totul, exact ce am zis. Bă, bro! Dar de unde cad astea? Bro, lăsați-mă în pace! Hai, frate, că am ajuns! Am reușit, am reușit! Mamă, nu cred, bă, nu credeam că... Doamne, ferește! Să-mi bag picioarele în el joc, bă, cine a inventat, mă, jocul ăsta? Aaaa! Să-mi bag... Fut, n-am nicio șansă, bro! N-am nicio șansă, bro! De nivelul ăsta nu mai trec în viața vecilor mei! Așa, gata, am reușit să trec cumva până aici.
N-o f*** Dumnezei, m***i, să-l s*** în morți. Nu, dar de ce-s așa prost? 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 Nu se poate așa ceva, bă, băiatule, bă. Oh! No! Oh! Fut! Dumnezeu, scrii și mătii să... Fut! Nu o să poate. O, să mă iert. Nici nu mai știu să vorbesc, că zici că am un anevrism. Nu! În subozii mei. Nu se poate, bă! Nu se poate! Nu se poate, bă, băiatule! E imposibil nivelul ăsta. Nu, super, super, super tare e mama mea. Te rog. Cum dracu trec de nivelul ăsta? Am reușit! Am reușit! Haide! Te rog, Doamne, te rog, Doamne, te rog, Doamne, te rog, Doamne! Te rog, Doamne, te rog, Doamne, te rog, cum în slobo, cum s-a întâmplat așa ceva să-mi trag palme? Te rog, în Hristos, în numele Domnului Sfânt Hristos Hristos, vă rog frumos, ajutați-mă la nivelul ăsta, cei 7 zei. Ok, ok, nu știu când să sar aici. Ok, mai am una, haide, haide că se poate. Ok, ok, yes, yes, tu-ți blue screen-ul, m***i, să-ți băi, să-mi trag, bă, nu se mai poate, bă, bă, ce mă enervează jocul ăsta, nu se poate așa ceva, frate. Welcome, Alex, mulțumesc, mulțumesc frumos. Tu-ți, Alex, m***i, să-ți f***ați și mâine în s***oboz. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum? Spuneți-mi ce se întâmplă acum. A bătut cineva la ușă. Error. Ce se aude, bro? Ce se aude? Error. Da, trebuie să mă uit unde... Doamne ferește, bă, băiatule, bă! Alo? Start? Error? S-a închis ecranul și e totul roșu acum și... Ce vrea să-mi zică băiatul ăsta aici, că nici măcar n-aud? E prea tare sonorul, e prea tare sonorul din cască, bă, frate! Uită-te la el ce... Îmi zice, cred că îmi zice să mor. Mamă! Doamne, să mă iert! Mamă, mi-a dat blue screen a 100-a oară, bro. Bro, să-mi bag piciorul, bro. Uite, zâmbește ăsta acum. Doamne fere, mi s-a făcut pielea de găină, ești nebun la cap. Ce dracu de joc posedat mai e și ăsta, nu mă așteptam la așa ceva. Ok, ne-am întors iară. Login. A fost un mic virus, am luat un virus de pe net, că am umblat pe site-uri din astea mai urâte. Iar acum totul e ok, uite. Am intrat pe internet. Stai că caut eu ce... A, ok, bun, nu. Speak it? Opa, nu. Ce trebuie să citesc? Merg pe articole de internet. Dar trebuie să citesc pe bune chestiile astea. Uite, unul ăsta e bolduit. Am dat click pe el. S-a auzit un click. Oare trebuie să mă uit la chestiile astea bolduite? Uite, un 2. S-a dat un click. Ok. Și mai e ceva bolduit pe aici. A, uite la aici. Am dat click pe 3. Cred că trebuie să dau click pe toate cifrele astea bolduite de aici. Uite, 4, 5 și acum unde-i șesele? Unde naiba-i șesele, măsii safe? Uite-l! Aici mergem pe 7, 8 și 9. Ia să vedem ce am făcut aici. The Mysterious... Aoleu, iară mi se aude în ureche. The Mysterious Disappearance of Jason Storm. Dispariția misterioasă a lui Jason Storm de la Raz Inc. Iar îmi bate la ureche, bro. 1... 2, 3, așa, ok, asta e despre Jumping Julian și aici trebuie să găsim la fel, 1, 2, 3,
sinuciderea, s-au sinucis mai mulți oameni acolo unde s-a făcut jocul respectiv, Jumping Julian, ce-l jucăm noi acum. E groasă, e groasă tare. Pe ce naiba trebuie să dau click acum? Uite treiul. 1, 2 și 3. Ok, deci s-a închis studioul care făcea jocul după ce s-au sinucis prea mulți oameni. Am înțeles. Eu citesc de la titlurile la știri că atâta-mi trebuie. Hopa! Îmi downloadează un video. Ia să vedem ce video îmi downloadează. Cu succes l-a downloadat. Mergem în video player acum și punem videoclipul. A, e clar, e ok. Mi-a băgat un QR code. Oare trebuie să scanez QR code-ul ăsta cu telefonul? Am scanat codul cu telefonul. Mi-a dat un text pe telefon, uitați cum arată. Mamă, ce dracu se întâmplă aici, frate? Păi și acum ce am de făcut cu textul respectiv? Și auzi un codul morse? Am închis. Cred că trebuie să intru aici. Question answers. See how many questions you can answer. Do you like to play games? Yes. Do you think it is important to take breaks when playing too much? No. Do you think video games will take over the world? Yes. Have you played this game before? No. Are you sure you're playing a game? Yes. Do you know what reality is? No. Are you close with your family? Yes. Do you think even loved ones could hurt each other? Yes. If someone were to get in a fatal accident, would the death be painful? Yes. Da, apăs yes așa de multe ori. Poate nu trebuie să apăs. Opa. Aoleu, doamne. Pixel paint? Ce pot să fac aici? Mamă, pictez cu pixelul, frate. Ia uite. Nu știu ce, am vrut să desenez un pistol, dar cred că mi-a ieșit altceva. Gata, e cel mai bun pistol de pe planetă. Yeah! Păi da, și aici în documenti ce avem? Iară trebuie să apăs pe chestii? Uite, stai, gata, stai așa, stai. Că avem aici photo gallery. Și avem codul ăsta aici, 749. Și intrăm în documente. Și scriem 749. Hopa, a apărut un text ascuns. Accident de mașină fatal cauzat de către șofer beat. Dar uite-te cât e de citit aici, frate. Eu nu pot să citesc atât. Ok, deci e vorba despre un șofer de camion care a călcat o mamă și un copil și i-a omorât și a fost groaznic, groaznic devastator. Trebuie să mulțumesc că am stat să citesc atâta. Păi și de ce e fișierul ăsta așa random la mine în calculator despre o crimă din asta? Stai că nu înțeleg. Și Ball Popper ăsta ce face? Ăsta e în alt joc? Wow, mă mai joc un joc, ești nebun la cap. Mamă. Oh, wow, 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 stai. Mi s-a făcut bila mai mare. Asta, pancarda mai mare. Îi dau tare. Sunt deja la level 6, bro, cât mai durează jocul ăsta? Merge la infinit? No, am ajuns la level 13, dacă nu se întâmplă nici aici nimic, am dat quit. Ăsta trebuie să fie nivelul cu ghinion, cu din alea, să mă bântuie ceva aici. Asta, dacă nu se întâmplă nimic la nivelul ăsta, înseamnă că e la infinit. Gata, asta a fost tot, quit. Dar apăs de click de 100 de ori și nu se întâmplă nimic, că cam aș pe el joc să mă ies de aici, bă. Ok, deci ne-am întors la codul ăsta pe care l-am primit atunci când am scanat, codul QR, și l-am pus aici în Qubit și l-am tradus și îmi zice: I wander in darkness but never in light, I get to their heads and feed off their anger, you wish to find me, blablabla, seek out these places and look very hard. Foarte interesant, ce pot să zic. Și cred că aici sunt linkurile cu jocurile lor, ce mai jocuri mai au băieții ăștia. Deci cam atât cu clipul de pe ziua de astăzi, mi s-a părut un joc interesant, nu am cuvinte pentru ce s-a întâmplat în tot jocul ăsta de aici. Nu pot să zic decât că vă pup dulce cu sclipici și ne vedem tura viitoare. Mua, mua, pa, pa! Căcat de joc, că cam aș pe el.